Vă invit să deschideți Biblia în prima epistolă a lui Petru, la capitolul 1. Vom citi la versetul 13 până la versetul 19, pagina 1191 și apoi pe pagina 1192. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 13 la versetul 19. Cuvântul Domnului spune în felul următor: De aceea, încinzeți-vă coapsele minții voastre. Fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, din felul deșert de viețuire pe care îl moștenireți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile pe scaune. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul, stimați frați și surori, dragi tineri, doamnelor și domnilor, mulțumim Domnului că suntem în casa Lui în această zi și putem să ne închinăm. Mulțumim Domnului că din nou în dimineața aceasta, cuvântul Lui este acela care este lămuritor pentru viața noastră, pentru trăirea noastră, umblarea și gândirea noastră. Și ne rugăm ca în dimineața aceasta, din nou Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne asiste la nivelul minții ca să putem să înțelegem cuvântul Domnului pentru noi. Săptămâna trecută am vorbit despre călăuzirea lui Dumnezeu în vremea noastră și anume, în vremea aceasta Dumnezeu poate să te călăuzească prin viziuni. Adică să te ducă Dumnezeu în anumite stări, să se folosească Dumnezeu de anumite momente din viața ta, inclusiv noaptea când tu ești cufundat în somn și Dumnezeu să te călăuzească, să fie pentru tine acela care dă direcțiile cele mai bune ca să poți să ai o viață de biruință, de biruitor. Și spuneam atunci că oamenii care pot să aibă viziuni de la Dumnezeu sunt oamenii aceia care se lasă călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că o viziune autentică este lucrarea Duhului Sfânt. Nu putem să interpretăm o altă viziune și să o atribuim Duhului Sfânt atâta timp cât oamenii aceia sunt firești. Da, oamenii firești, unii dintre ei, în suveranitatea lui Dumnezeu, poate să le dea anumite descoperiri, anumite vise, vorbesc specific anumite vise, și în visele acelea să le atragă atenția că Dumnezeu este suveran. Gen Nebucadnețar, gen Faraon și alte persoane care au primit de la Dumnezeu lucrul acesta. Însă spuneam atunci, în introducere, un lucru de la care pornim în dimineața aceasta, și anume că călăuzirea aceasta lui Dumnezeu prin viziuni poate să fie o imagine în mișcare sau poate să fie o imagine statică, adică de sine stătătoare. E ca și cum poți să vezi ceva în derulare, se derulează ca un videoclip, ca un filmuleț, sau poți să vezi o imagine cum este ansamblul acesta care eu îl văd în fața mea și dacă cineva îmi spune cum să o explic, eu pot să o explic pentru că o văd în fața ochilor. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm de la o imagine. Este cea mai puternică imagine din univers. Nu există o altă imagine care să aibă un puternic impact nu emoțional. Pentru că asta e folosită, ideea aceasta este folosită în mass media. Când apare câte o imagine care, eu știu, provoacă anumite stări, au scos oamenii aceștia sloganul acesta și spune: atenție, urmează imagini cu mare impact emoțional. Imaginea aceasta n-a avut un impact emoțional. Imaginea aceasta a avut cel mai puternic impact și anume l-a luat pe om din pulberea pământului murdar de păcat și l-a dus pe calea sfințirii, adică să-l facă deopotrivă ca într-o zi să stea împreună cu Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. De aceea în dimineața aceasta, pornind de la ideea aceasta de imagine statică, adică o imagine loc, ne vom uita la ceea ce numește Biblia dealul căpățânii, dealul craniului, tradus în evreiește și
înțeles de noi în Scriptură, Golgota, Golgota. Îi spune calvar în gândirea latină. Căpățână pentru că avea forma unei căpățâni. Și niciunul dintre noi, niciunul dintre noi n-am fost acolo. Dar totuși imaginea aceasta a rămas vie în memoria noastră, în viața noastră, în gândirea noastră, în trăirea noastră, în umblarea noastră, pentru că este momentul zero, momentul unic din viața mea când eu am fost reabilitat în relația mea cu Dumnezeu, în relația mea cu Dumnezeu. Poți să pui, te rog frumos, și să rămână pe monitor pentru câteva momente versetul de la care noi pornim de fiecare dată în învățătura aceasta călăuzirii în vremea noastră, și anume Isaia 58 cu versetul 11. De fiecare dată noi trebuie să ne aducem aminte de motoul acesta, pentru că călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu înțelegem ceea ce spune omul lui Dumnezeu aici. Dumnezeu suveranul, zice, cel care a avut puterea să vă câștige pentru El, El vă va călăuzi neîncetat. El este regele acela cuceritor care în urma bătăliei care a dat-o a biruit. Și în urma biruinței și-a câștigat un popor și poporul acela, Dumnezeu, se asigură că îl va călăuzi și spune el, el îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor a cărui ape nu seacă. Imaginea pe care Isaia o folosește aici este imaginea acelui rege care a biruit. Și după ce a biruit în lupta care el a dat-o, el a condus lupta aceea și a luat prizonierii. Și prizonierii aceia, nu ei dau direcție regelui, ci regele le dă direcție unde să meargă prizonierii aceia să stea. În cultura noastră de viață spirituală, noi nu suntem prizonierii lui Dumnezeu. Însă am fost câștigați de Domnul cu sânge scump. Și El ne-a strămutat din împărăția pierzanților, celor care pierd întotdeauna. Ne-a luat și ne-a mutat în împărăția celor care vor câștiga pentru totdeauna. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vorbesc despre călăuzirea văzută prin dragostea de la calvar. Imaginea la care ne uităm este calvarul. Nu ne vom dezlipi ochii de acolo. Rămânem cu mintea noastră atenți la ceea ce s-a întâmplat pe dealul acela ciudat, în afara localității, nu era în Ierusalim. Biblia așa spune că l-au dus afară din Ierusalim și l-au pus acolo pe o cruce. Pe dealul acela, sub formă de căpățână, l-au pus acolo pe Iisus Hristos. Însă, aș vrea să vedem mai întâi un aspect pe care Dumnezeu Tatăl îl subliniază în relație cu poporul Israel, fiind cuvânt canonic, biblic pentru noi în dimineața aceasta, va trebui într-un fel sau altul să ne gândim și noi să dăm un răspuns la reacția aceasta lui Dumnezeu. În cartea lui Mica, la capitolul 6, Dumnezeu stă de vorbă cu poporul lui, cu poporul Israel. Și pe lângă că îi aduce aminte poporului Israel multe din lucrurile pe care el le-a făcut pentru poporul acesta, la un moment dat îl întreabă pe poporul acesta în versetul 3. Îi pune Dumnezeu așa o întrebare și credeți-mă, exact așa și spune aici. Zice Dumnezeu, răspunde. Zice, poporul meu, ce ți-am făcut? Și cu ce te-am ostenit? Răspunde-mi. Adică de ce ai apatia aceasta față de mine? De ce trăiești cu nonșalanță față de mine? De ce trăiești secvențial cu mine? De ce astăzi ești atât de bucuros și de bucuroasă că ești în biserică, ești la părtășie, se spunea aici atât de bine, suntem la masa Domnului și mâine, noi nu mai suntem oamenii aceștia. Și poi mâine, când deja încep bătăliile acelea mai profunde, unele dintre ele amuțite asupra vieții noastre, prin voința noastră. Știți că unele dintre bătăliile care le dăm în viața noastră sunt pentru că le-am dat curs, pentru că le-am crezut, pentru că le-am dat credibilitate. Știți că unele dintre delăsările din viața noastră sunt pe fondul unei mentalități, că dacă nu s-a întâmplat nimic ieri, nici astăzi, înseamnă că Dumnezeu nu are nimic împotrivă cu viața mea, pot să mă duc în continuare așa, n-are rost să mă schimb? Și vine Dumnezeu prin omul acesta și spune, auzi, vreau să-mi răspundă poporul meu, unde am greșit eu față de ei, iertați-mă, de ei au atitudinea aceasta față de mine. Există undeva unde eu am greșit? Există undeva unde eu, ca Dumnezeu suveran, nu mi-am făcut datoria față de ei? Au uitat că eu sunt acela care într-o zi am luat cu mână puternică și am spus că îi voi călăuzi, că e zonă uscată, eu le voi da apă, că este zona aridă, eu voi fi cu ei, că nu vor avea umbrar, eu le voi trimite umbrar. Au uitat oamenii aceștia? Au zis ce spune în continuare în această carte, însă eu citesc doar versetul 8, ca și o concluzie în ideea aceasta pentru noi. Zice, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine,
decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Că știți ce au încercat oamenii aceștia? Au încercat să-L îmbuneze pe Dumnezeu fără să se schimbe. Ei fără să se schimbe. Au încercat să-L îmbuneze pe Dumnezeu zicând, Doamne, îți vom aduce jertfe în continuare. Și au zis Dumnezeu, cam câte vreți să-mi aduceți? Un tir? Aveți un tir de miei și vreți să-mi aduceți toți mie? V-ați propus voi să faceți lucrul acesta ca să mă îmbunați pe mine și o zi Dumnezeu pe mine, nu mă îmbunați așa. Pe mine mă îmbunați dacă ascultați ce ți s-a pus în cale, omule, și ceea ce trebuie să faci. Să iubești, să te dedici, să fii cu viața în voia lui Dumnezeu, să umbli în căile lui Dumnezeu, să fii o persoană călăuzită și în felul acesta să ajungi la biruință, lăudat să fie Domnul. Despre contextul pasajului care l-am citit, n-am să spun foarte multe pentru că multe din versetele acestea ne vor răspunde pe parcursul mesajului acestuia. Pe parcursul acestui mesaj care îl aduc înaintea dumneavoastră prin harul Domnului în dimineața aceasta, vom înțelege ceea ce ne cere Petru prin Duhul Sfânt să fim, nu să facem, să fim. Vedeți, aici este de multe ori problematica vieții noastre. Noi încercăm să facem să-L îmbunăm pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu a făcut pentru noi ca noi la rândul Lui să fim cineva. Noi să fim copiii Lui și binecuvântăm pe Domnul pentru lucrarea aceasta. Prima imagine la care aș vrea să ne oprim, prima secvență dacă vreți, prima potrivire a ochilor noștri cu calvarul este, calvarul a fost un act voluntar. În Luca capitolul 23 cu versetul 33, cuvântul Domnului spune acolo lucrul acesta despre Mântuitorul Iisus Hristos și anume că El când s-a dus acolo, când a ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe El și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și unul la stânga. Pe Iisus Hristos la calvar nu l-a dus nimeni, Iisus Hristos la calvar s-a dus voluntar. Adică nu l-a împins ceva de la spate. Adică nu a fost constrâns. Ceea ce s-a petrecut acolo de fapt a schimbat destinul nostru. Știi ce e interesant de multe ori? Cântăm cântarea, destinul tău este să învingi. Și tu în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară ești un înfrânt. Și înfrângerea aceasta de multe ori o punem pe seama faptului că Dumnezeu este departe de noi. Nu, ci pentru că noi n-am privit prin călăuzirea de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spre imaginea aceea numită a căpățânii și se vezi în felul următor. Cei care se uită acolo la imaginea aceasta înțeleg că acolo s-a schimbat destinul lor dintre înfrânți în învinși. Și nu mai poți să percepi o mentalitate, o gândire de înfrânt, de învins. Tu ești un biruitor, tu ești o biruitoare, tu poți totul prin Hristos. De ce? Pentru că El te întărește și tăria aceasta nu o primești prin fluctuații spirituale, adică prin faptul că faci ceva spiritual. Tăria aceasta ai primit-o prin faptul că L-ai acceptat pe El ca Domn al vieții tale, lăudat să-i fie numele. Vedeți? Asta este percepția noastră greșită. Eu fac ceva și Domnul îmi dă putere. Nu, eu am putere pentru că sunt al Lui, pentru că El este sursa puterii mele. Ce ciudat suntem de multe ori în gândirea noastră. De aceea nu răzbatem, de aceea nu putem să plecăm de pe locul în care suntem, să spunem, da, mă țin de Domnul meu și mă duc cu El, pentru că El este acela care, să știți că nu circumstanțele L-au dus pe Iisus Hristos la calvar. Nici măcar ura evreilor nu L-au dus pe Iisus Hristos la calvar. Nici măcar faptul că la un moment dat oamenii aceștia au declarat ei și au spus, noi nu avem nevoie de El. Pentru că Biblia subliniază că Iisus a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Adică El a bătut la ușile a tuturor celor care trebuia să-L primească și au zis, noi n-avem nevoie de tine. Iisus Hristos nu a ajuns la calvar nici datorită puterii romane. Pentru că Imperiul Roman atunci era în putere și demara, să spun așa, fără nicio reținere într-un timp al istoriei în care ei să se impună foarte, foarte profund și oamenii să ajungă să trăiască cu frică și cu teamă față de ei. Iisus Hristos nu în felul acesta a ajuns acolo. Nici măcar n-a avut nevoie de ajutor. Vedeți, aici se vede cât de dedicat a fost Mântuitorul în voluntariatul acesta. În zilele noastre când auzi de voluntar, e o chestie care s-o face așa să treacă timpul. Și fac și eu ceva voluntar. Mă duc să dau și eu un pic cu sapa la biserică. O fac voluntar. Iisus Hristos când s-a ancorat în adevărul acesta de a merge fără să fie împins de nimic și de nimeni în locul acela, n-a acceptat nici măcar să primească ajutor. La un moment dat, Petru, omul acesta plin de râvnă,
omul acesta atât de activ și totuși câteodată instabil, a scos o sabie și a tăiat urechea unui om. Și după ce a tăiat urechea omului acela, vă dați seama că acolo s-a creat un context destul de interesant. Omul cu urechea tăiată, dintr-o dată urechea pusă înapoi, lipită, nu se vedea nici că a fost cusut, nici nimic, totul pace și liniște. Și la un moment dat spune Mântuitorul către Petru: auzi, Petru, să știi că eu n-am nevoie de tine, bagă sabia în teacă. Și stai tu potolit și liniștit, că eu dacă aș fi avut nevoie de ajutor, eu aș fi vorbit cu tatăl meu. Și tatăl meu mi-ar fi trimis legiuni de îngeri. Mi-ar fi trimis, spunea în Matei 26:53, mi-ar fi trimis acele legiuni de îngeri care să vină, să sară în ajutorul meu. Și dacă ar fi fost nevoie să se facă lucrul acela, se rezolva, însă eu n-am nevoie. Undeva la 12 legiuni de îngeri, undeva la 6.000 într-o legiune, ori 12, un număr destul de mare, considerabil de mare de îngeri. Și numai unul dintre îngerii aceștia avea o putere ieșită din comun pentru o gândire umană. Și Petru a vrut să-l apere pe Domnul și a zis: Domnul, n-am nevoie de lucrul acesta, pentru că ceea ce fac eu aici este voluntar. Eu vreau. Cartea aia, Evanghelistul Ioan, la capitolul 10, cu versetul 18, spune cuvântul Domnului acolo un lucru foarte interesant. Noi citim prima parte a versetului și nu spun că este greșit, aș vrea să-l citim acum în profunzime și să ne oprim un pic la el. Zice așa: nimeni nu mi-o ia cu stil, adică am venit voluntar. Nimeni nu mi-a viață. Nu există cineva pe pământul ăsta care să poată să spună: eu iau viața lui Iisus Hristos, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau, zis Iisus, și am putere să o iau iarăși. De ce avea puterea aceasta? Pentru că aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Să vă spun lucrul acesta, că eu am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața. Eu aici, la Golgota, la Calvar, pe dealul acesta, am venit voluntar. Nu m-a adus nicio altă circumstanță. Eu am venit voluntar. Așa este, Calvarul a fost nedrept și necinstit. Numai că calvarul acesta, sau imaginea aceasta a calvarului nedrept și necinstit, a fost o ispășire, a fost o ispășire voluntară. Pune-te, rog frumos, 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 6. Cuvântul Domnului spune acolo că Domnul Iisus Hristos toată lucrarea aceasta a făcut-o cu puterea care El a avut-o, zice, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit în vremea cuvenită. Vedeți? Iisus Hristos a făcut lucrul acesta pentru toți. Există aici mulțimea aceasta care nu poate să fie numărată, toți. Este creația, este toți aceia care au fost infestați de păcatul adamic, toți aceia care au în ei microbul de minciună, de răzvrătire, de neascultare, de nesupunere, de neloialitate și așa mai departe, fără să ajungem noi la un moment dat să scoatem în relief și în evidență și să le arătăm oamenilor numai anumite păcate care sunt mari. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune: Hristos a fost acela care și-a dat viața de răscumpărare pentru toți. Și a făcut-o voluntar. Și a făcut-o fără să fie împins de cineva. Fără mai ca să știe că tot ansamblul acela care se va petrece la Golgota va fi la un moment dat atât de potrivnic față de el, încât îl va determina să aibă o reacție. În al doilea rând, în imaginea aceasta statică care ne călăuzește să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, că asta este pe baza dragostei. Adică dacă vrei să faci ceva voluntar, dacă vreodată îți propui și spui: Doamne, vreau să fac și eu ceva voluntar pentru lucrarea lui Dumnezeu, fă-o pe baza aceasta, adică numai așa mă pot asemăna cu Iisus Hristos, dacă o fac pe baza dragostei. Dacă nu o faci pe baza dragostei, nu prea. Mi-aduc aminte, eram student și când... Fiecare dintre noi, ca și oameni, avem niște idei, niște idealuri, niște gânduri cu Dumnezeu. Și îmi doream foarte mult când eram student și am zis: Doamne, două lucruri vreau să mă împlinești până mai încolo, când viața va lua o altă cursură. Aș vrea să ajung la oameni în penitenciar să predic Evanghelia și aș vrea după aceea, Doamne Dumnezeu, dacă poți să mă împlinești, aș vrea să lucrez într-o emisiune radio. Și mi-aduc aminte că eram student în anul 3, a venit un frate din Nigeria și au zis: vreau un grup de tineri cu care să mă duc în penitenciar. Am un contract cu penitenciarul de maximă siguranță de la Mărgineni, din județul Prahova, și vreau să mergem acolo să facem o lucrare. Acum vă spun sincer, chiar mi-o împlinit așa într-un fel visul meu, că îmi doream ceva așa cu adrenalină, așa că să fie ceva, și au zis: bă, mergem la penitenciar de maximă siguranță.
Nu puteai să intri cu Biblia și în Biblie să ai măcar o schiță, o foaie. Când ne ajungeam la poartă, ne lua gardianul de la poartă, lua Biblia în felul următor și scutura tot din ea. Dar tot. N-aveai voie nici măcar să ai, dacă îi spunea Domnului, semn de carte. Nu ai voie cu așa ceva. A fost pentru prima dată când am trecut printr-un aparat din ăla care l-am întâlnit după aceea în aeroporturile performate care te lua și te scana. Penitenciarele din România deja aveau aparatele acelea. N-aveam uși cu telecomandă și în penitenciare deja avea scanner care te scana. Din cap până în picioare, tot pe interior, pe exterior. Un control din ăla de nici la medic nu te controlează cum te controlează. Și am intrat acolo. A fost o experiență plăcută. Ciudată, dar plăcută pentru mine. Era ciudată să fiu, să predic Evanghelia la 17 criminali, de la 37 de ani până la 62 de ani. Cel de 62 de ani deja avea undeva la vreo 30 de ani, în care nu a văzut nimic din ceea ce este lumea din vremea aceea, care în 2005 era într-un fel, acum în 2023 este altfel. Și după aceea mi-am dorit foarte mult să ajung la radio. Și am ajuns, printr-o conjunctură am ajuns la radio. Și am ajuns la radio și am lucrat la radio voluntar. Însă, dincolo de alte lucruri, mi-am dorit eu foarte mult să fiu acolo. Și mi-a plăcut emisiunea care am făcut-o acolo la radio. O trecut un timp, mi-aduc aminte că eram deja mutat la Orșova și încă mai primeam telefoane de la oameni din județul Arad acolo și îmi spunea: frate, cât de mult ne-a vorbit Domnul prin dumneavoastră aseară, prin emisiunea care a ținut-o la radio. Dar eu nu mai eram acolo de mult, deja erau vreo 2 ani jumate și oamenii se simțeau foarte bine prin... Și mi-am dat seama că atunci, dacă vrei să faci ceva în voluntariatul ăsta, trebuie să faci cu dragoste. Dacă nu faci cu dragoste, tot timpul o să-ți reproșezi de ceea ce ai făcut. De aceea unii, când se supără pe un anumit context din biserică, știți că își varsă tot trecutul? Zice: lasă că am făcut eu și aia, dar mi-ai făcut ceva din dragoste, dar acum dacă le tăi, spui pe toate. În al doilea rând, calvarul, pe lângă că a fost un act al dragostei lui Iisus Hristos prin voluntariat, calvarul este un act de substituire. Substituire înseamnă cineva înlocuiește pe altcineva. Imaginea de la calvar, imaginea aceasta statică, care pe mine și pe dumneavoastră ne călăuzește în dimineața aceasta să ne raportăm cât se poate de onest la Domnul Iisus Hristos, este imaginea care ne spune că cineva a înlocuit pe altcineva. Adică Iisus Hristos m-a înlocuit pe mine. Adică Iisus Hristos a înlocuit-o pe soția mea. Iisus Hristos i-a înlocuit pe copiii mei. Vreți să facem un exercițiu de imaginație foarte scurt? Unii dintre voi, m-am uitat în dimineața aceasta, vă cam potriviți cam lângă cine stați. Nu toți, dar unii dintre voi vă potriviți. Uite, de exemplu, acolo este un tată și o fiică și dincolo un soț și o soție. Poți să-ți imaginezi următorul lucru: dacă Hristos nu era la cruce în locul tău, tu nu stăteai lângă soția ta și tu nu stăteai lângă fiica ta. Eu nu stăteam în dimineața asta lângă fratele Darius să fim echipă de slujire și lângă ei să cânte dacă Hristos nu mergea la calvar. Tu nu puteai să-ți ții de mână bărbatul și să spui: tu ești iubitul meu, sau să-ți iei în brațe pe mama ta și să spui: mamă, pentru tine fac orice. Dacă Hristos, voluntar, nu alegea să meargă să ne înlocuiască acolo. Spune cuvântul aici, în epistola aceasta unde am citit noi, citim numai versetul 24, 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. Auziți ce spune cuvântul Domnului aici? El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. A cui? Ale noastre, a mele și ale tale. Nu a avut păcatele lui. El nu a stat pe lemn pentru un păcat de-a lui. El nu a stat pe lemn pentru o greșeală de-a lui. El nu a stat pe lemn pentru o minciună, strunchiată de-a lui. El nu a stat pe lemn pentru o probabilitate. El a stat pe lemn în locul meu și în locul tău. Și spune cuvântul aici în felul următor: pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, lăuda să-i fie numele. Imaginea de la calvar mă călăuzește în dimineața aceasta să înțeleg dragostea lui Dumnezeu prin faptul că Iisus Hristos m-a înlocuit pe mine la calvar. Acolo trebuia să fiu eu, acolo trebuia să fii tu, acolo trebuia să fim noi, acolo trebuia să fie neamul tău și neamul meu. Dar Iisus Hristos, spune cuvântul Domnului, că ne-a înlocuit pe noi, a mers El în locul nostru, lăudat să fie El. Să știți că nu-i suficient să fim afectați sentimental de momentul acesta. Îmi dau seama, și probabil și dumneavoastră ați văzut lucrul acesta la oameni în care
cu care ne întâlnim și în care viețuim împreună, că mai ales acum în perioada aceasta, este chiar perioada în care începem să ne aducem aminte de săptămâna aceea care s-a petrecut acolo la ieșire din Ierihon spre Ierusalim și în Ierusalim. Este un moment foarte important din viața creștinismului. Vreau să vă spun ceva, știți ce este foarte interesant? Foarte mulți dintre creștinii aceștia care își aduc aminte de momentul acesta Golgota, ei sunt cuprinși de o emoție și de un sentiment. De aceea nu se schimbă. De aceea nu percep viața lor mai aproape de Dumnezeu. De aceea nu pot să renunțe la anumite păcate din viața lor. De aceea nu se pot lăsa de anumite obiceiuri. De aceea ei nu vor să lupte să fie sfinți. De aceea nu pot să perceapă că mintea lor trebuie să fie o minte încinsă. Știți de ce? Pentru că oamenii aceștia trăiesc pe baza sentimentului, emoției. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Încingeți-vă coapsele minții voastre și fiți treji. Ce ne-ar determina pe noi să credem că este normal și plăcut înaintea lui Dumnezeu că putem să fim când treji, când adormiți? Când Biblia spune că trebuie să fim treji. Biblia nu-mi dă variantă. Biblia nu spune, știi, poți să fii treaz și când obosești, ai voie să adormi. Eu vorbesc acum fizic. Că fizic toți trebuie să ne odihnim. Ci Biblia vorbește aici spiritual, datorită acestei imagini care vorbește pentru mine, că eu am fost substituit de la Golgota, adică n-am murit, eu am murit El în locul meu. Iisus Hristos îmi dă perspectiva aceasta de a fi un credincios treaz. Să fiu treaz, să fiu trează, să fiu un credincios care tot timpul sunt în veghere. Asta este cerința care mi se cere. De ce? Sunt într-o continuă luptă și eu trebuie să fiu un credincios treaz. Ne-a eliberat de povara care am avut-o și nu numai că ne-a eliberat, exact cum spune psalmistul, după ce ne-a eliberat, spune că El ne-a pus pe stâncă și ne-a pus în gură o cântare de laudă. Și cântarea aceasta trebuie cântată ca să o cunoască toți. Poate v-a spus vreodată întrebarea, frate Daniel, ce cântare să cântăm, că în repertoriul Bisericii Tabor sunt foarte multe, unele nu le cunoaștem dacă nu sunt pe ecrane. Și care cântare trebuie să cânți? Cântarea izbăvirii tale. Știi cum se cântă aia? Așa cum a fost izbăvită viața ta, așa să-ți o cânti. Cum a cântat Ana când Domnul i-a trimis acasă pe fiul, pe Samuel? O cânta cântarea lui Penina? O zis, a, am prins și eu o cântare de la Leviți, vreau să o cânt pe aia. Nu, o zis Ana, eu voi cânta cântarea biruinței vieții mele. Și a început Ana să cânte și a zis, nimeni nu este așa sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât El. Femeia aceasta așa a înțeles. Nu încerca să cânți o altă cântare, tu cântă cântarea biruinței tale. În dimineața aceasta, fiecare dintre noi, eu și dumneavoastră, ne uităm la imaginea aceasta, la viziunea aceasta statică și înțelegem că la Calvar, eu și cu tine am fost înlocuit. Eu și cu tine trebuia să plătim. Eu și cu tine am păcătuit. Eu și cu tine am fost infestați. Am fost atinși de păcatul acesta. Eu și cu tine trebuie să trăiesc diferit. Știți care este problema noastră? Se întâmplă că plecăm de aici din casa lui Dumnezeu și unul dintre lucrurile care vine la nivelul minții noastre este obișnuința sau a lăsa cuvântul acesta lui Dumnezeu undeva pe raftul vieții noastre și ne întoarcem la stilul nostru de viață. Dar aș vrea să înțelegi de astăzi că este foarte important în bătălia spirituală. Pe tine te-a răscumpărat Iisus Hristos. El a murit în locul tău, viața care o ai. Stimatul meu prieten și prietene, doamnă și domn, viața pe care o ai nu este viața ta, nu faci ce vrei cu ea. Viața pe care o ai nu este viața păcatului în care tu te zămislești, în care tu ești acum muncit. Nu este viața adicției pe care tu o treci. Viața pe care o ai acum este viața care trebuie să o dai lui Iisus Hristos. Pentru că El a murit pentru viața ta. Nimeni n-a murit pentru viața ta să trăiești. Cel care a murit pentru noi ca să trăim a fost Iisus Hristos. Când o să avem o mentalitate de felul acesta, credeți-mă, ne va fi groază, ne va fi rușine, sfială și nu ne va mai place să păcătuim. Știți ce vom face? Ce spune cuvântul aici? Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Pe baza aceasta își cere Domnul să fiți sfânt.
Domnul nu ne cere să fim sfinți pe baza anumitor acțiuni ale noastre, ci Domnul ne cere să fim sfinți pe baza ceea ce suntem noi. Noi suntem copiii Lui și noi trebuie să fim în felul acesta și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Planul lui Dumnezeu a fost acesta să ne scape. Declarat nevinovat în ochii lui Dumnezeu. Pune-te rog frumos 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 21 să vedeți ce spune cuvântul Domnului aici, foarte important pentru noi ca să înțelegem. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, lăudat să fie Domnul. Vedeți? Așa suntem văzuți în ochii lui Dumnezeu, neprihănit. Știți cum ne vedem noi de multe ori? Zice, nu pot. Te uiți la câte o persoană și spui, dar ce-i cu tine? Că uite, se vede anumite stări. Frate, zice, m-o prins iară. Nu, la nivelul minții mele se dă o bătălie, eu nici nu știu ce pot să fac, cum pot să ai și așa mai departe. Și de ce avem gândirea aceasta? Pentru că n-am înțeles cine suntem noi. Zice, El n-a cunoscut niciun păcat, dar a luat asupra Lui tot păcatul meu, adică s-a substituit în locul meu, ca eu să fiu neprihănirea Lui Dumnezeu în El, în Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. În al treilea rând, Calvarul, pe lângă că a fost o substituire și lângă faptul că Iisus Hristos s-a dus acolo voluntar, nu l-a dus nicio altă circumstanță, ci El s-a dus voluntar acolo, Calvarul a fost ceva vital. A fost ceva vital pentru oameni. Evrei, capitolul 9, cu versetul 22, ne spune lucrul acesta cât de vital a fost pentru noi venirea lui Iisus Hristos și drumul acesta pe care El l-a parcurs acolo. Și spune aici așa, în felul următor: și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Fără vărsare de sânge, nu este iertare. Când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, trebuie să înțelegem că dincolo de faptul că a venit voluntar, dincolo de faptul că ne-a înlocuit pe noi în locul acela, a fost vital să vină pentru noi. Pentru că se rupsese din prima zi, din începutul primei zile. Pentru că Ioan folosește ideea aceasta de a doua zi când l-a văzut pe Iisus. În prima zi se rupsese legătura aceasta dintre om și Dumnezeu. Din cauza păcatului. Din cauza unui păcat care mulți dintre noi în societatea în care trăim nu-l mai condamnăm, și anume păcatul neascultării. Din cauza păcatului neascultării s-a rupt legătura dintre Dumnezeu și om. Și din momentul acela, pentru om, a trebuit întotdeauna să se aducă jertfă de acoperire pentru păcatele lui. Chiar acolo, în apropierea imediată a locului unde Dumnezeu se întâlnea cu oamenii aceștia, a avut loc o jertfire. Nu ni se spune ce s-a jertfit acolo, dar ni se spune că s-a jertfit ceva ca oamenii aceștia să fie îmbrăcați, pentru că mintea lor deja procesa ideea aceea că omul are goliciunea lui. Și de-a lungul timpului s-au adus jertfe. Și de-a lungul timpului s-au așezat anumite legi și porunci. Și de-a lungul timpului oamenii au ajuns la un moment dat să fie blocați în standardele acestea ale legii. Însă vreau să spun ceva în dimineața aceasta. Singura persoană sub a cărui nume oamenii pot să fie în ziua de astăzi răscumpărați de trecutul lor este Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Faptele Apostolului, capitolul 4, cu versetul al 12-lea, Petru spune acolo în felul următor: oameni buni, vreau să vă spun ceva, că nu s-a dat sub ceruri, zice, un alt nume în care oamenii trebuie să fie mântuiți. Vedeți, Dumnezeu așează anumite imperative și le pune în Scriptură și le spune oamenilor în felul următor: ca să poți să ai o viață nouă, tu trebuie să fii mântuit. Trebuie să ajungi să fii mântuit și mântuirea aceasta se capătă prin Iisus Hristos. Este singura entitate care poate să ne mântuiască. Și acum, dacă vreți, într-un fel noi și înțelegem de ce, pentru că El voluntar a venit la Calvar, ne-a substituit pe noi la Calvar, adică s-a dus în locul nostru, ne-a înlocuit pe noi la Calvar, acum vine la Calvar că e vital pentru noi, ca noi să avem viață, și El moare acolo. Și spune Biblia că numai prin Iisus Hristos oamenii pot să fie mântuiți. Fără moartea lui Hristos am fi fost despărțiți de Domnul. Romani, capitolul 3, cu versetul 19, ca să elucidăm și să limpezim ideea aceasta legată de puterea legii sau ceea ce scotea în evidență legea. Auziți ce spune cuvântul aici? Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege.
pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Și ce sublinia eu de aici? Toată lumea. Nimeni, prin lege, nimeni nu poate să zică că eu sunt nevinovat, ci legea tocmai asta scotea în evidență, că toți oamenii sunt vinovați. Și să fie găsită înaintea lui Dumnezeu, zice, lumea să fie găsită vinovată. Nu este cineva care să zică eu nu sunt vinovat, toți suntem vinovați. Și aceia care aveți la nivelul minții gândirea aceasta, frate Daniel, să stai liniștit că eu săptămâna asta, eu, sau domnule, eu n-am făcut niciun păcat și asta, numai că am eu ale mele și astea. Și alea te învinovățesc. Atâta timp când nu sunt acoperite în jertfa lui Iisus Hristos, au tărie și putere să te învinovățească și te vor învinovăți toată viața. N-a trecut foarte mult timp de când aici la Orșova a fost un bărbat. Și omul acesta, foarte interesant, am spus, frate, viața mea a avut un curs deosebit. Am lucrat în anumit sistem, mi-a plăcut unde am lucrat, mi-a plăcut ce am făcut și tot, acum zice, sunt la pensie, sunt acasă și vreau să mă apropii de Dumnezeu. Și în dorința mea arzătoare să mă apropii tot mai mult de Dumnezeu, adică ceva de genul ce am citit noi, cine-i sfânt, să progreseze în sfințenie, spune el la un moment dat, în viața mea a început o luptă. Atât de profundă, zice, a început lupta aceasta în viața mea, că la un moment dat mă destabiliza. Nu aveam pace, nu aveam liniște, nu puteam să dorm. Și au zis, mi-am adus aminte de un lucru care s-a petrecut în viața mea, rețineți, în urmă cu 50 de ani. La vârsta de 12 ani, am 62 de ani, în urmă cu 50 de ani s-a petrecut lucrul acela în viața mea. Nu l-am băgat în seamă, nu l-am mărturisit la nimeni, n-am vorbit niciodată și a venit diavolul acum și mi l-a aruncat în față și mă destabilizează. N-am pace și n-am liniște. Știți de ce? Pentru că despre aspectul acela n-a fost mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Iar trebuie să ne mărturisim. Da, dacă vrei să fii liber, da, trebuie să te curățești de orice păcat și fără de lege. Înseamnă că dacă nu vrei să te mărturisești ca să fii liber prin cel care poate să te facă liber, înseamnă că n-ai înțeles, stimatul meu, și să-mi fie cu iertare, înseamnă că n-ai înțeles ce înseamnă substituirea ta de la Golgota. Încă n-ai înțeles ce înseamnă că Hristos te-a răscumpărat ca tu să trăiești. Încă tu n-ai realizat ce înseamnă că cineva pe tine te-a înlocuit ca tu să nu mori și tu să ai viață. Înseamnă că încă nu percepi ce înseamnă să trăiești o viață liberă în Hristos. Înseamnă că încă inima ta nu tresaltă de bucurie că tu ești în prezența Domnului Iisus Hristos și poți să stai la masă cu El. Și tot timpul mintea noastră macină anumite lucruri care, credeți-mă, nici n-ar trebui să ne mai treacă prin minte. Auziți ce spune cuvântul aici? Și dacă chemați pe Tatăl, pe Cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu respect, cu reverență în timpul pribegiei voastre. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu, din felul vostru de șer de viețuire, pe care îl moștenireți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al mielului fără cusur. Iisus Hristos este acela care a murit în locul nostru. De aceea spunea Marcu capitolul 16 cu versetul 16, acele cuvinte foarte frumoase, care pentru noi deja au devenit, stimaților, o obișnuință. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Aici este un principiu al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune așa, cine crede, dar în ce trebuie să cred? În Iisus Hristos. Dar cum, la ce se referă când spune, zice, că dacă crezi din toată inima ta? Așa i-a spus Filip famenului. Nu i-a spus, domnul famen, dumneavoastră, credeți că se poate pentru dumneavoastră să fie o altă etapă? Credeți că am putea să organizăm pentru dumneavoastră un eveniment, să ieșiți în evidență? Credeți că ar putea să fie un moment în care să deveniți mai, eu știu, mai aproape de Sfânta Biserică? Credeți că am putea să facem ceva? A venit Filip și i-a zis, auzi, dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, se poate să fie botezat. Și el a zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și după aceea l-a botezat. Noi când arătăm crezul acesta, noi trebuie să credem ceea ce este Iisus Hristos. Știți ce credem noi de multe ori de la Domnul Iisus Hristos? Ce face Domnul Iisus? Biblia spune că noi trebuie să credem în El. Noi de multe ori credem în faptele Lui. Cred că Iisus Hristos poate să-mi dea pâine în fiecare zi, că așa ne rugăm. Cred că Iisus Hristos poate să-mi dea îmbrăcăminte în fiecare zi. Cred că Iisus Hristos poate să-mi dea o familie. Cred că Domnul Iisus Hristos poate să-mi dea aia. Dar când e vorba să cred că El este Mântuitorul meu personal, nu știu, zice, dacă pot să cred asta, că
Și de ce? Pentru că mai este cineva acolo care își mai cere dreptul. Și într-o ordine cum vreți, de sus în jos sau de jos în sus, poate să fie firea, poate să fie ego, poate să fie pornirile noastre, poate să fie păcate și chiar adicții. Pentru că nu are cum să fie o adicție în fața păcatului, ci întotdeauna este păcatul și după aia este adicție. Și Iisus Hristos este acela care poate să aducă în viața noastră curățire, lăudat să-i fie numele. Și spre încheiere, al patrulea aspect care aș vrea să-l vedem acolo, în imaginea aceasta statică, pe lângă faptul că Iisus Hristos a trebuit să vină, era vital să vină să moară pentru noi, și a murit pentru noi, și a dat viața pentru noi. Al patrulea lucru care îl vedem la Calvar este victoria. Calvarul este un act al dragostei lui Dumnezeu care ne arată victoria. Acolo Iisus Hristos a câștigat. Ioan capitolul 19 cu versetul 30. Ne vorbește despre lucrul acesta, fratele păstor Darius a amintit ceva în dimineața aceasta și acolo aș vrea să mă opresc și eu la câteva gânduri legate de ceea ce s-a petrecut acolo. Spune că la un moment dat, când a luat Iisus oțetul, pentru că i-au pus într-un burete niște oțet amar și i-au ridicat pe o prăjină și l-au pus pe buze, vă dați seama, în arșița aceea soarelui, unde îl dogora și unde trupul lui era lovit din toate părțile, i-au pus oțet pe buze. Spune că în momentul acela Iisus a zis, s-a isprăvit. Una dintre traducerile scripturilor mai aproape de original spune, în momentul acela Iisus a strigat, s-a desăvârșit. S-a desăvârșit. Cine nu înțelege misiunea Domnului Iisus Hristos pe pământ, cine nu înțelege actul Domnului Iisus Hristos la cruce, cine nu înțelege ce a făcut Domnul Iisus la cruce, crede că acolo a triumfat răul asupra binelui și că cel puternic și-a arătat acolo puterea și el a fost înfrânt. Însă vreau să vedem biruința Domnului Iisus Hristos în trei aspecte acolo pe dealul de la Golgota. Unul dintre lucrurile care este legat și de mine și de dumneavoastră este legat de noi. De aceea am și vrut să vorbesc despre lucrul acesta. Iisus Hristos a învins dorința firească de a evita suferința. Și ce spune la un moment dat în Matei 26 cu 39, zice, Tată, am venit voluntar, îi înlocuiesc pe oamenii aceștia, știu că e vital, dar vreau să spun ceva. Dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Aici este omul. Era greu, era mult. Știți că noi în pocăință de cele mai multe ori căutăm căile alea ușoare și elegante? Fără șifonare, fără îmboțire, fără să plătim ceva, fără să ne murdărim, fără să răbdăm, fără să tăcem, fără să punem capul jos. Nu, noi în pocăință vrem toate pârghile alea în care noi să fim așa. Eleganți, eleganți. Și Iisus Hristos a zis, Tată, în mine, ceva zice că aș vrea să mă ferești de ceea ce urmează. Nu m-au zis Domnul Iisus Hristos mai apoi, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Întotdeauna în viața noastră, dacă am vrea să-L înțelegem, trăirea noastră, umblarea noastră, în lumina și aceea ce am citit în dimineața aceasta, ar fi cel mai bine să ne ancorăm în voia Tatălui. De foarte puține ori ne rugăm lucrul acesta. De foarte puține ori îi cerem lui Dumnezeu să ne călăuzească în lucrurile de viață de zi cu zi. Și de cele mai multe ori o luăm noi pe cont propriu. O luăm noi pe CNP-ul nostru. O luăm noi pe semnătură. O luăm noi pe stilul nostru de viață. O luăm noi că așa suntem noi. E plină lumea de oameni. Și în afara bisericii, și în biserică, care spun în felul următor, frate, eu nu pot să fiu altfel ca așa sunt eu, dar vreau să spun ceva, tocmai de aceea a murit Hristos pe dealul de la Golgota, să fie înfruntat în viața ta și în viața mea și ceea ce numim noi dorința noastră firească și să rămână ceea ce vrea El și anume voia lui Dumnezeu în viața mea, lăudat să fie numele. Foarte interesant, în viața lui Iov, Dumnezeu îl ia pe omul acesta și îl trece pragul acela pe ideea că eu am dreptate, știți? La un moment dat a zis Iov, eu am dreptate, că eu sunt așa.
Au zis Dumnezeu, fii atent Iov, că numai eu te pot trece pragul acesta. Și Dumnezeu îl trece pragul acela. Îl lasă să ajungă undeva pe un mușuroi de dărâmături. Poate, zic eu, poate, a fost chiar casa copiilor lui. Pentru că casa copiilor lui s-a prefăcut într-un mușuroi. Și spune Biblia că a ajuns să stea acolo pe mușuroiul acela. Avea în mână o bucată de vas spart. Și cu vasul acela spart își scărpina pielea. Auziți ce spune Biblia? Că de aici așa și până în vârful picioarelor era plin de elefant, i-a zis. O boală ca pielea de pe talpa elefantului, undeva la 3 centimetri jumate de groasă și de desubt era plină cu beșici de puroi, fierbinți. Și vă dați seama că erau și usturătoare. Și omul acesta stă pe o groapă de gunoi acolo și se scarpină. Și rămâne înaintea lui Dumnezeu. Pentru că diavolul, după ce i-a luat copiii, după ce i-a luat casa, o mai dat târcoale în viața lui Iov. Că l-a mai întrebat Dumnezeu odată, de unde vii? Și o să vine la cutreierarea pământului. Și îl întreabă Dumnezeu încă o dată, zice, dar l-ai văzut pe robul meu Iov? Și diavolul zice, dar cum să nu-l văd, că l-am văzut? Și zice, și vreau să zic ceva. Zice, fii atent ce am învățat. Am învățat ceva de acolo dintre ei, de la oameni, și vreau să zic ție. Vorbea Dumnezeu și diavolul. Și o zice, fii atent ce am învățat de la oameni. Piele pentru piele. Era un slogan de piață. Mergeai în piață să vinzi o piele de cămilă, prindeai o altă piele. Vindeai o piele de alt animal, primeai. Și a zis Dumnezeu, fii atent cum e aici cu Iov și cu piele pe piele. Dar dacă mă lăs să mă ating de el, îți garantez în față că te va blestema. Și Iov n-a făcut-o. Și mi-am pus întrebarea, studiind lucrul acesta, cum omul acela care nu a avut atâtea facilități externe care le avem noi legat de relația aceasta cu Dumnezeu, a rămas statornic și noi, și acum mă refer la noi, biserica locală, Tabor. Noi, la noi mă refer. Noi avem slujbă luni, marți, miercuri, joi și vineri, unele dintre ele. Sâmbătă, în anumite contexte, duminică. Și totuși noi nu putem să trecem peste pragul acesta. Și totuși la noi încă mai există dorința aceasta firească, dar nu cumva să se întâmple ceva cu mine. O altă biruință pe care Mântuitorul a avut-o acolo, n-am să zăbovesc mult pentru ea, că pentru a fost amintită, a fost biruința asupra forțelor demonice, potriva întunericului, a tot ceea ce diavolul a exercitat și exercită. Iisus Hristos l-a biruit și îl mulțumim Domnului pentru lucrarea aceasta glorioasă. Și apoi a mai fost ceva ce trebuie subliniat și este biblic, a triumfat asupra legii. Când Iisus Hristos a spus, s-a isprăvit, a fost și triumful asupra legii. Pune-te rog Romani 10 cu versetul 4. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Legea, dacă trăiești după ea, îți va scoate în evidență. Nu mă refer acum la legea organică în care noi ne aflăm ca și stat, ci legea aceea în care unii oameni de multe ori au ei tiparele lor și asta. Sau legea aceea mozaică, sau legea aceea nu mânca, nu bea, nu gusta, nu aia, nu se închină bine, aia nu se închină, nu știu cum. Stăteam de vorbă cu cineva zilele acestea și auzi, nu știu ce se întâmplă cu copilul meu. Păi zic, ce se poate întâmpla? Zice, o plecat de undeva și acum merge în alt loc și se închină și a devenit foarte închis, a devenit foarte încruntat. Acolo nu se înțeleg, zice, soră cu soră. S-au despărțit datorită unor concepții. Că una are părul mai scurt sau mai lung, sau una are baticul mai lat sau mai îngust. Și s-au despărțit și am zis, da. În vremurile acestea oamenii sar dintr-o extremă în alta. Însă cuvântul care l-am citit, cuvântul acesta ne îndeamnă să mergem pe mijlocul cărării neprihănirii. Și cuvântul acesta ne învață să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu, nu cum ne place nouă. Și cuvântul acesta ne spune, dacă vrei să fii călăuzit și să fii călăuzit și în felul acesta călăuzirea ta să fie benefică, uită-te în dimineața aceasta și în viața ta cu mare atenție la imaginea aceasta numită calvar. Nu poți să o mai vezi fizic. Nu mai există în Israel dealul acela căpățânii sub formă de cărare. Mai există în poze. Dar du-te prin credință acolo și înțelege că acolo Iisus Hristos a venit voluntar. Nu l-a adus nimeni cu forță. Adu-ți aminte că Iisus Hristos a venit acolo pentru tine și pentru mine să ne înlocuiască. Adu-ți aminte că era vital, dacă El nu venea să ne răscumpere. Noi nu puteam să ne răscumpărăm, noi nu puteam să plătim prețul păcatelor noastre.
Și Iisus Hristos a făcut lucrul acesta și a adus victorie. Și în contextul acesta noi putem să înțelegem ce înseamnă Romani 10:9. Dacă nu privim, să spun așa, în contextul acesta, versetele acestea, cuvântul acesta lui Dumnezeu, nu prea înțelegem foarte multe lucruri. De aceea de multe ori suntem așa... Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Numai că asta nu-i slogan. Asta nu-l zicem la intrare în biserică și când venim și ne așezăm pe scaune, noi deja suntem mântuiți. Ci asta este o viață. O viață de om, o viață de tânăr, o viață de tânără, o viață de bărbat, o viață de femeie, o viață de familie. Oameni care mărturisesc cu gura lor că Iisus Hristos este Domnul și oameni care cred în inima lor că Dumnezeu este acela care a făcut lucrarea aceasta glorioasă. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să stăm ridicați pe picioare înaintea Domnului și să ne rugăm în dimineața aceasta. Probabil că fiecare dintre noi în dimineața aceasta ne gândim sau ne-am gândit cel puțin odată dacă n-ar fi fost El, dacă n-ar fi fost El să mă înlocuiască, dacă n-ar fi fost El să vină de bună voie. Nu l-a adus nimeni, a venit El de bunăvoie. A plecat din cer, din glorie, unde era bogat, așa spunea Pavel în Corinteni. A venit în mijlocul nostru, spune în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, și s-a făcut sărac pentru noi ca să ne îmbogățească pe noi. Și de multe ori ne uităm la noi, fiecare dintre noi ne uităm la noi și parcă zicem, Domnule, ce viață e asta? Păi vreau să spun ceva, viața oamenilor care trăiesc o viață de biruință cu Hristos sunt oameni care s-au îmbogățit. Nu tot ce este în lumea aceasta în ochii lui Dumnezeu este bogăție. Așa cum noi suntem atrași de lucrurile acestea să ni le împlinim, să știm noi că stăm pe un anumit confort. Cred că cel mai bun confort pentru pocăit este să trăiască prin credință. E foarte greu să înțelegem noi lucrurile acestea. Pentru că percepția noastră de multe ori este așa cum o gândim noi. Însă în dimineața aceasta stăm la masă cu El. Este masa Lui. Spune în dimineața aceasta, poate dacă nu poți în multe cuvinte, măcar într-un cuvânt, măcar în cuvântul acesta foarte uzual și foarte cunoscut de noi, spune mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc că ai venit în locul meu. Mulțumesc că m-ai înlocuit pe mine. Mulțumesc că ți-ai dat viața pentru mine. Mulțumesc că mi-ai dat o cale nouă. Mulțumesc că ai ieșit biruitor. Mulțumesc că ai acceptat să rămâi în voia Tatălui și nu te-ai sustras de acolo când a venit paharul acela greu să-l bei. Îți mulțumesc că ai murit în locul meu. Spune Doamne Iisuse, și mulțumirea aceasta care vreau să ți-o aduc, nu vreau să ți-o spun doar verbal, vreau să ți-o arăt într-un mod de viață. Mă angajez de azi înainte, Doamne, să trăiesc o viață de mulțumitor, să-ți mulțumesc Ție că ai venit să mori în locul meu pe dealul de la Golgota, ca eu să am viață, ca eu să pot să trăiesc, ca eu să pot să dobândesc mântuirea de aici, de pe pământ, Doamne, și să mă bucur de veșnicie împreună cu Tine. Percepția aceasta trebuie să o avem. Că noi suntem răscumpărați numai până la mormânt, noi suntem răscumpărați pentru o viață nouă, ca să trăim împreună cu Iisus Hristos, pentru că El este acela care a biruit și nu mai poate să te biruiască pe tine duhul de iuțime, duhul de răzvrătire, duhul de minciună, duhul de manipulare, duhul de mândrie și alte duhuri, pentru că Iisus Hristos le-a biruit pe toate. Folosește-te de autoritatea lui Iisus Hristos și trăiește ca o viață de răscumpărat. Și Domnul va fi acela care va lucra. Doamne, stăm înaintea Ta și ne închinăm.